Aici, am înțeles, am înțeles. Haideți dumneavoastră jos ca să stai, doamna. Da, unde să stau, doamna? Aici, da. Spre camere și haideți și dumneavoastră. Da. Hai să intre și doamna. Vă rog. Vă reproșează procurorul șef al DNA în această cerere de revocare faptul că ați avut, că ați vândut drepturile litigioase unui om de afaceri. Așa. În speță. Ce comentați aceste... E o poveste lungă. Am stau și eu cum pot acum. Am prezentat-o secției de procurori. În cererea de revocare nu se scrie că eu n-am fost la acea vânzare. Nu l-am văzut în viața mea pe rotar. Rotarul a fost soția mea acolo. Nu se spune că noi am avut atunci o nevoie urgentă și am pierdut jumătate. Practic, vânzarea a fost la jumătate. 70% plus dobânzi, penalități și întârzieri. Că erau persoane care se ocupau, fraților, era o frenezie, nu puțin de rău, un pic, un fel de frenezie a magistraților de a-și le vinde în momentul ăla, care unii au reușit, alții n-au reușit și erau persoane care se ocupau cu așa ceva. Deci nu l-am văzut în viața mea pe Rotaru, a fost o afacere pe care noi am desfășurat-o în pagubă, nu aveam dosare cu el, am verificat, eu eram șef de secție, l-am informat pe Daniel Morar, am făcut adresa la contabilitate cu CNP-ul cumpărătorului, ca să fie tot în regulă. Am trecut-o în declarația de avere cu o eroare de... Adică este o eroare materială vădită, că scrie clar contract notarial 2012 și vânzare în 2010. Dar care s-a speculat aici? Domnule profesor, vă rog. De ce? Stați puțin. Nu, deci din cronologia asta simplă de tot mai am doar două lucruri importante, sper să nu uit altceva. Am dat o soluție într-un dosar de 3 parale, ceva cu chimia Râmnicu cu Vâlcea, cred, dacă bine mi-amintesc, pentru că uitasem cine este. Îmi pare rău că dacă știam așa. Dar o soluție legală și temeinică atestată de Călin Nistor, procuror șef ajung, la solicitarea doamnei procuror șef în 2015. Nistor a scris. Soluția legală și 100% jimitită, l-o fi făcut plângere la instanță, nu știu că n-am urmărit. Domnule procuror, vă rog. De ce vreau să vă revoce după atâția ani în care ați lucrat? Pentru că am făcut plângere la CSM. Plângerea a fost... De iubit nu m-a iubit foarte tare niciodată, dar după ce au apărut înregistrările alea în presă, a prins ocazia să epureze pe criterii exclusiv subiective. Au fost făcute de dumneavoastră acele înregistrări? Nu, categoric nu. Bănuiește? Nu știu pe cine bănuiește, că ei cercetează într-un dosar. Dar de ce ați refuzat testarea cu detectorul? Nu sunt singur care a refuzat. Odată pentru că mi-au luat o declarație pe formular de martor, a doua, pentru că am văzut că un participant la ședință face anchetă. Asta e un fel de, voi sunteți niște sclavi, un om de-al ei. Voi sunteți noi ca nimeni, avem persoane, dar are importanță, avem persoane mai presus de orice bănuială, nu e ok. Și în al treilea rând, modalitatea prin care am fost chemat telefonic. Excelență, hai jos că m-a dus aparatul, deci atâta umilință nu poate. Cine să suporte. Să facă? Lucrez de 23 de ani. Nu știu, dacă n-am coborât, de unde să știu, vă rog. În interiorul DNA s-au creat tabere, domnule procuror. Vă rog pe rând, vă rog pe rând. În interiorul DNA nu, s-au creat, stați să nu mă mai grăbesc să vă răspund. Nu cred că s-au creat tabere. Uitați-vă, eu sunt cu oamenii ăștia doi aici. Noi nu suntem o tabără. Adică ne știm de foarte multă vreme, pe Mihaela, eu am adus-o în DNA, dar nu stăm toată. Până acum, cu evenimentele astea, dacă vorbeam o dată pe lună, era mult, că ne întâlneam pe acolo. Eu, unul, n-am fost în nicio tabără. Dar care este atmosfera în interior? Nu e datoria mea să desfiu atmosfera acolo. Ce vreau să vă precizez înainte să mă întrebați ceva? Vă rog, doar două minute, vă rog frumos. Eu țin foarte mult la instituția asta și la ce trebuie să facă. Mai mult de jumătate din cariera acolo mi-am petrecut-o și foarte intens. Și la obiectul de activitate țin foarte mult. Ceea ce pot eu să vă spun nu ține de ceea ce voi spune în cadrul instituțional. Pentru că în momentul ăsta sunt o suită de plângeri disciplinare, de cereri de revocare și așa mai departe. Dar ceea ce vă pot spune... Și numai ceea ce se poate dovedi cu cea mai mare plăcere. Domnule procuror, doamna Laura Câmpcăveș și la DNA se fac dosare la comandă și vorbesc foarte mult despre simplu, mie nu mi-a dat nimeni niciodată comandă să... Ăsta este adevărul. Nimeni nu mi-a comandat vreodată să fac un dosar. Într-un anumit fel. Nici pe vremea dinainte, nici doamna Câmpcăveș sau altcineva. Nu răspund, ori vă spun prin ce am trecut eu.
Da, răspund, e mai bine să răspund din punct de vedere că o să vorbim și cu Mihaela după aia. Dacă da, vă ascult, vă ascult. Funcție, ce veți face mai departe? O să fac o cerere pentru un alt loc din parchet și acționăm în instanța judecătorească. Cu șanse foarte mari, că nu ni s-a dat nici drept de apărare acum, dar vă rog. Dar câți colegi ai dumneavoastră au fost drept de apărare? Nu știu, n-am mai vorbit cu ei, n-am mai intrat la ei în birou pentru că riscam să-i expun. Doamnă, domnișoară. Dacă faci o plângere la CSM, care poate să iasă sau nu, dacă îndrăznești să fii atât și te da afară, acolo sunt unii oameni de vorba de pe vremea mea, dar sunt mai tineri, sunt alții care pur și simplu își văd de treabă. Haideți să vă spun de ce nu i-am expus. Haideți că povestea merită spusă. În marțea de după înregistrări, fără să mă cheme, fără să se uite în ochii mei, l-a chemat pe politistul meu cel mai vechi și care a logat un dosar o transferuri, a spus pleci. Mâine pleci. De ce? Nu mai corespunzi. La 5 minute după el, i-a chemat pe ceilalți doi ofițeri mei, că trei aveam, și i-a mutat la alți procurori. Și a trimis un SMS lui Nistor, zice, o să las pe Țuluș singur, ceva de genul, să se sufoce sau ceva de genul. Cum credeți că eu mă duc să mă vadă intrând la Cutarea Salomon? Nu. Sunt procurori DNA care sunt împotriva Laurei Codruța Chioveși și care fac parte din tabăra lui Daniel Moran. V-am explicat mai înainte cum stau lucrurile cu taberele, doamne. Dacă eu însumi n-am o tabără cu oamenii ăștia, ce tabără? Daniel Moran? Vai, asta e o întrebare foarte grea. E foarte grea și chiar n-aș vrea să dau un atac să fac o comparație între Daniel Moran și Codruța Chioveși, chiar dacă acum suntem în relație de dușmănie. Totuși, pentru că ați trăit atât în mandatul lui Daniel Moran, cât și în mandatul Laurei Codruța Chioveși. Da, nu numai ca management. Și ca rezultate, dacă vă uitați cu atenție la condamnările serioase, mai bine uitați-vă voi. Nu la arestări de după două mai departe. Uitați-vă la condamnări, vă rog. Dumneavoastră că este totuși o opinie din interior. Ce anume să vă spun? Nu, dumneavoastră îmi cereți mie o opinie vis-a-vis de managementul. V-am spus că nu îmi depășesc poziția în momentul ăsta. Vă rog să mă înțelegeți. Domnule procuror, abuzurile pe care susțineți că le face doamna Chioveși au început imediat după aceste înregistrări sau erau dinainte? Deci, faza cu polițiștii a început, eu am fost acasă atunci la ei, marți. Eram în concediu luni, marți. Nu, înainte n-am nimic, înainte de... Adică înainte de dată de implicări are doamne Chioveși? Doamne, eu am auzit multe, de... nu vorbesc din auzite. Sunt oameni care vor vorbi, da, sunt oameni care vor vorbi, ei m-au contactat. Da, cu mine este puțin mai, nu știu cum să vă explic. Nu mă caută cineva să vorbească cu mine, oricine ar fi, nu mă caută. E mai bine. Cum vedeți acea declarație pe care... Mă rog, în ședința cu doamna Chioveși, în care nu se știu, vorbea ce vă de... În acele înregistrări. În acele înregistrări, acele doamna Chioveși... Nu încerca, este control de la inspecție, nu vorbim. Dar vom spune tot adevărul acolo, deci nu vorbim despre ședința aia. Ar mai fi și alte lucruri de aflat, domnule procuror, față de ce le întâmplat? Răspunsul de mai... nu înțeleg la modul general, dacă ar fi lucruri de aflat... Dacă ar fi lucruri... nu știu, alte abuzuri, alte încălcări ale legii. Nu le calific, o să vină Mihaela să vorbească imediat. Nu calific absolut nimic. Cât de mult dăunează imaginii de nea aceste tensiuni? Enorm. Am ajuns o caricatură. Toți. E o instituție caricaturală. Vă rog să vă uitați din... De un an de zile, fără să avem niciun fel de vină noi, nu noi trei, noi ceilalți. Uitați-vă la... Nici nu repet. Ce scandaluri se poartă. Dar cum s-a fi putut preveni această situație? Controale din timp, controale... Nu știu să vă spun, nu e treaba mea. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Ce trebuia să facă procurorul în Cheșelu ca să ajungă la premier? Cum trebuia să decapeze instituțional și ce mai exact? Doamna, v-am spus că nu vorbim despre ședința aia, nu? Ca să mă jmecheriți, că nu țin, nu vorbim despre ședința. Și nici nu știu despre ce e vorba. Nu vorbim despre ședința, pentru că verifică CSM-ul. Nu mai insistat că pierde vremea, serios. Vă rog frumos. În această dimineață a procurorului general, referitoare la persoane din interiorul DNA care s-au radicalizat și care ar fi adunat anumite frustrări. Ce înseamnă că s-au radicalizat? Dumneavoastră vă regăsiți în această descriere? Nu, eu întotdeauna m-am comportat așa, acum 10 ani tot aici eram să rămână. Nu, nu sunt mai radical ca altădată. Anticorupție are de suferit. Haideți, în loc să mă întrebați pe mine să fac evaluări care nu țin de resortul, uitați-vă pe site, uitați-vă la tele, ce mai iese, ce se mai condamnă, nu mă întrebați pe mine, da. Da. Cum au fost discuțiile? Aprinse. Politicoase, dar aprinse. Spuneați că a fost un abuz acolo, că nu ați avut dreptul la apărare. La ce făceați referire? N-am folosit cuvântul abuz. Nu, abuz, că n-ați avut dreptul la apărare.
Am speram că o să ne dea un termen să ne pot. Aici trebuiau depuse, eu v-am vorbit de niște înscrisuri, referatul unui istor, procura să vadă că n-am fost. Adică voiam să aduc niște hârtii. După comunicatul ăla unde se vorbește, atenție, de raporturi juridice, este un fals, pentru că asta presupune că, nu că eu am avut un act izolat, respectiv nu eu, ca altcineva, da, ci că în momentul în care l-am soluționat, aș fi avut raporturi cu ăla. Aici este perversitatea, mai sunt și alte. În cererea de revocare se vorbește de procură, este făcută într-un stil absolut, n-am văzut așa ceva. N-aș avea curaj să scriu. Sunteți divizat de un dosar penal, dacă da, spunem că nu va revoca din funcție, ați rămâne în Direcția Națională Anticorupție. Nu, păi acum emite ordinul de revocare, nu puneți ipoteze care nu se întâmplă. Ce? Dumnezeu. Cum vă veți simți în ipostaza în care vă veți întoarce la DNA, în calitate de audiat, de citat, indiferent care este calitatea noastră, martor sau... Audiat am fost deja, deci știu cum e. Au fost audiat? Nu știu. Nu, cred, nu cred că... la vă referiți la audiat în calitate de suspect? Dacă va fi să fie așa, pe ce au ei aici, nu cred că aș mai sta în condițiile alea. Totuși să stai în instituție, să ai o astfel de calitate, e prea mult. Da, eu n-am știut oficial, nu, astăzi aflu la... Vă repet, ei știau, erau înștiințați în scris, mă verificaseră. Din 2013, de când anumite personaje nu voiau să cum să văd, 2013-2016 a fost o perioadă în care unii procurori au acceptat un gen de colaborare cu alte instituții, alții mai conservatori, mai bădă, au mers tot pe drumul lor. Cei din a doua categorie, cum suntem și eu și Mihaela, o să, de fapt nu știu, era să zic, o să plece toți. Suntem ultimii care mai rămas acolo. Este un război pe care îl purtați cu Laura Codruța Chiove și sau cu conducerea, cu managementul Direcției Doamna. Ce înseamnă să colaboreze cu alții? Nu vă spun. Am făcut o sesizare la CSM pentru evenimentele anterior relatate. Mie nu mi se pare că de adresa unei instituții și putând sau nu să ai dreptate, declanșezi un război cu cineva. Dar da, cererea de revocare ulterioară și gogorițele astea caracterizează un război la care eu nu vreau să marșez. Ne judecăm. De când este Laura Codruța Chiovești șef al DNA? Ați simțit vreodată vreo presiune? Nu, în niciodată. Niciodată. Domnule procuror, spuneați că nu sunt condamnări. Voiam să vă întreb. Nu, v-am spus să vă uitați pe site și pe statistică, domnule. De ce este neapărat domnul Daniel Morar nu a instrumentat dosarul?